Canicula nu a topit producția de miere din acest an. Apicultorii care au investit în stup și sursă de apă pentru albine se pot bucura anul acesta de o calitate superioară a mierii. Așadar, oferta ar fi, cerere nu prea. Din cauza prețului piperat, cumpărătorii nu se mai înghesuie la tarabe. În ciuda temperaturilor extrem de ridicate din această vară, producția din miere din România nu a fost afectată negativ. Apicultorii care au avut grijă să asigure stupilor sursele suficiente de apă și au investit în echipamente moderne se bucură de o recoltă bogată și de o calitate superioară a mierii. Cu toate acestea, produsul nu se vinde conform așteptărilor, iar comercianții se confruntă cu vânzări slabe de aproximativ 500 de lei pe zi. Apicultorii au raportat că au reușit să producă miere de înaltă calitate datorită îngrijirilor atente albinelor și a selecției riguroase a florilor din care acestea colectează polen. Mierea din acest an este mai aromată și are o consistență deosebită, reflectând eforturile depuse în procesul de producție. Consumatorii se confruntă cu o creștere a prețurilor la miere, determinată de costurile crescute de producție și de condițiile meteo atipice, ce au afectat disponibilitatea resurselor naturale. Mulți apicultori au fost nevoiți să investească suplimentar în surse de apă și în tehnologii care să protejeze stupii de căldură. În piețe și în magazine, vânzătorii de de miere observă o reticență crescută din partea cumpărătorilor. Mulți dintre aceștia aleg să cumpere produse mai ieftine sau renunță complet la achiziția de miere. Cei care totuși cumpără o fac în cantități mult mai mici. Pe termen lung, apicultorii speră la o stabilitate a pieței și la o revenire a cererii odată ce consumatorii vor recunoaște valoarea și calitatea produsului oferit. Mierea rămâne un produs de lux pentru mulți români în acest moment, dar apicultorii sunt hotărâți să continue să ofere produse de calitate, sperând la zile mai bune în viitor.